fucking shit, e al treilea clip, iar l-am întrerupt, exact tot cu butonul ăla, tot cu butonul ăla cu amprenta digitală, mă rog, da, bun. Ăsta e pițigoiul cu ciocul scurt, ăsta e scos dintr-un mascul metis de horseman, din Glasgow primit, din Scoția, l-am făcut cu o femelă de-a noastră de gălățean, de jucător, zburător de gălați, cum îi ziceți voi, mă rog. Îl știți pe ăsta, că mi-am pus în nume Chatolin Shaolin. No, bun, el și mai am încă unul, ăsta, l-alt, fii atent cum i-a pus sigara. Da, voi să nu fumați, să nu puneți nici așa și nici așa, bun. Și mai am încă unul, am un solzat care e scos din sora lui Ferrari. Aici. Asta zic eu, valențian, seamănă? Nu seamănă, e maxim valențian, maxim. La fel cum arată. Ăsta deja s-a automatizat, ăsta deja știe ce e automatica și pleacă direct. Adică pleacă direct în automatică. E și unde e boxa. O mare lucru n-am putut filma de el, dar încerc să vi-l filmez, că în timp ce filmez nu prea pot să întorc camera, da? Ăsta e animalul. După părerea mea și după gusturile mele la porumbei, oai, mie mi se pare extraordinar de frumos. Extraordinar de frumos. Pentru că e foarte bine, bine construit, bine proporționat, foarte activ, foarte macho, mascul, cum trebuie. Am o rămâne de văzut ce va face afară. În momentul când îl scot, pe interior, nu pot să spun că are cusur. Dar în momentul când îl scot afară, la zbor, avem o problemă. Iar, din nou, ăsta e un 75 făcut cu guțan. Magellan e un 75 făcut cu voiajor. Nu mai știu unde să caut. N-ar nici el, cum să zic. Am observat că cu cât îl las mai mult afară, cu cât îl las mai mult liber, cu cât sporesc ieșirile lui afară, de fiecare dată mi se pare că merge tot mai bine, zboară mai bine, se duce mai departe. Dacă nu-ți porumbei aproape, nu se duce. Deci și hai să zicem că e speculant. E inteligent, că dacă sunt porumbei, dar problema care o am? Ce problema am eu cu el? Nu se duce și se pune între ei. Nu prea aterizează altundeva decât aici pe acoperișul ăsta. Și ăsta e cu cuțam făcut. Ălălaltul, Magellan, e făcut cu voiajor. La fel face. Nici ăla nu se pune în altă parte. Cred că ei sunt frați de tată. Cred că avem o problemă acolo cu ceea ce transmite tata lui. Deci mi-ar trebui pentru tata lui, pentru bătrânul ăla nervos, spaniol, mi-ar trebui, nu cum mi-ar trebui, am deja metise o grămadă. Dar uite, am avut din el, din bătrânul respectiv, am avut jumătate guțan. L-am avut în perghea cu guțancă. Un albastru, e la congelator. Nici ăla nu vrea pune piciorul în altă parte. Foarte conservator, să zic așa. Foarte autoconservator. Instinctul de autoconservare. Era foarte puternic acolo. Da. Acum, toți au crescut cam în aceleași condiții, deci au fost dintre ei care au ieșit afară, au fost care nu au ieșit afară ca și pui, că i-a spus pe ăia care i-a spus pe iarnă, normal că nu i-a spus pui afară iarnă, că ți-i papă Julio Iglesias, așa. Na, hai să vă arăt și femeluța albă și încheiem clipurile, că o să încep, dacă o așteptăm să iasă. Hai că scot și Chatolinul, că poate că îl vede și iese cu el. Chatolinul ăla cu cioc mic, știi?
Hai! 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 Nu vrei să iasă? Bun, și mai am încă un ochi pe buxe. Dar ăsta-i pui, ăsta l-am adus numai ca să se obișnuiască cu regimul de boxă. Guțenelul alb cu coadă neagră. Uite că iese ceatolinul. Guțanul cu cioc mic. La comportament e guțan și cum curtează. Hai că facem altceva atunci, dacă nu vrea ăsta să facă nimic, facem, scoatem cucul ăsta, că ăsta știu sigur că coboară și poate scoate și femela albă. Nu, no, se duce în automatică. Nu se duce. Hai! Gagica, dar ce-i cu tine de ești așa supărată? Stai să te scot eu apare pe mână. Uite-o, îngerașa. Îngerașa. No, asta-i albuța. Ea nu e obișnuită cu porumbel culoarea asta. Ea, de când s-a maturizat, ea a avut pereche un negru. Probabil că dacă-i scot unul mai închis la culoare, o să... Uite că totuși deja știe locul ei. Și e locul lui. Na, e ok. Aha. Ok. Dacă scotul nu mai închis la culoare, s-ar putea să se deschidă femeia. Și să încercăm. Hai să vedem. Că am voiajorul ăla, gutul ăla, tepat. Nu știu, pe ăsta vi l-am artat. Dacă, nu știu dacă vi l-am artat. Ba da, v-am făcut un clip scurt cu el, sus pe vârful acoperiș. Ăsta. Hai că-l scot pe el să vedem dacă se deschide femeia la el. Că practic negru cu care a fost ea împerecheată e tata lui. Vă plictisesc ca cei cu teoriile foamei cu dacă se deschide sau nu se deschide. Deci ați înțeles care e ideea. Am 3 mascul noi și ăsta e nou pe partea noastră, dar ăsta l-am zburat și toamna trecută. Ăsta zboară deja. Ăsta mi-a dus zilele trecute o roșie, o băgat-o și când am apăsat telecomanda n-aveam baterie. Era gata, bateria asta. Da. Deci n-am prins-o, dar o adus și o lucrat și lucră și zboară. Pe același stil ca și Magellan, nu pune picior că e cu voiajor. Asta am observat la vetișii ăștia cu voiajori, că ăștia nu pun piciorul în altă parte. Ăștia când au aterizat, aterizează doar la mine. Nu știu, poate că dacă i-aș înfometa să meargă pe câmp cu stolurile de guțani, nu știu cum aș putea face. Dar nu mă lasă sufletul să fac chestia asta cu ei. De moment ce sunt grija mea, trebuie să-i hrănesc în puii mei. No. Încă un clip greu, 8 minute jumate, să fac 9. Dacă vă uitați, vă uitați, dacă nu. Eu oricum le fac astea, v-am spus, de nenumărate ori. Pentru mine. Pentru mine. Cum a zis moșul, cu dezamăgitul. Nu mă interesează dacă dezamăgesc pe cineva, pentru că fac clipurile pentru mine. În primul rând. Nu forțez nimic. Deci nu le fac dintr-un fel de obligație, ca să am urmăritori, sau ca să n-am urmăritori, sau... Nu mă interesează. Le fac pentru mine. Informațiile care le împărtășesc cu voi, bune sau rele, sau mă rog, cum or fi, că poate că mie mi-s bune, poate că vouă nu, poate că mie mi-s bune pentru că le știu în detaliu cum să le aplic, poate că nu-s bune, poate că a fost o întâmplare și la mine a funcționat, dar mă rog. No. Dar ideea e că exact și astăzi vorbeam cu mușul la telefon și ziceam, bă, sunt multe vizualizări, multe reacții pe canalul meu ăsta, dar nu sunt nicio datorie ca să fac mai mult. Că eu toată chestia asta exact, nu mă am în pasiune și din... Mă gândesc câteodată, bă, sunt oameni acolo care apreciază ce fac și poate că le-ar plăcea să le transmit mai mult, să le vorbesc mai mult, să le spun mai multe chestii.
dar nu simt nicio datorie, sincer. No. Eu, asta, chestia asta, porumbeii și ăștia de captură sau metiși sau culorile, tot ce am învățat în domeniul ăsta am făcut pentru mine. No. Egoist, normal, nu? Îs mare egoist. Puteți să spuneți, liniștiți că mi s-a mai spus și eu mi-asum chestia asta. Da, îs egoist. Îs egoist. Hai. Da, mi-asum. Și recunosc că sunt egoist. Da. Da. Prima dată eu. Prima dată eu și după aia orice altceva. Da. Deci, v-am arătat. Oleo, 11 minute. Deci, net. Așa pot să fac și eu live de 53 de minute ca moșul la volan. Numai că eu nu conduc acum, eu conduc numai în perecherile aici. Da, bun. Hai să vă arăt și puiul de guțan, dacă tot stai la capitolul ăsta, că îi sperii pe ăștia doi, să vă arăt și puiul de guțan. Dar vi l-am arătat, e o frumusețe. Piu, piu. Da, bă, e o namilă, nu-i chiar guțan. Ăsta e metis de ceva. Bun. O știu pe măsa, pe măsa am prins-o iarna trecută cu Magellan, o bălțată pe albastru. Taică-s-o un albastru pe care încerc să-l prind acum. Na, na. Ai, ai, ai. Hai că trebuie să ne împrietenim, că noi o să lucrăm împreună. Sper că o să pot lucra împreună cu el. Un alb cu coadă neagră. În jargonul sau argou geneticii, nu mai știu cum era jargon, argou, îi zice tail mark, adică cu coada marcată. Tail mark. Deci numai coada e colorată la el. Și sper că și mascul, că dacă e femelă, n-am făcut nimic. Dar eu cum l-am văzut, avea un frate, o soră de cuib albastră, mai mică decât el. El era puiul mai mare în cuib. Mai mare, mai bine dezvoltat, mai căpățânos, mai ciocos. L-am luat în cuib de la guțani. O cuibărit tată s-o cu măsa la mine la strașină. Și mă încurcau grozav. Masculii mei nici acum nu pleacă din cauza lui tată-s-o. Tată-s-o mă deranjează din primăvară și nu pot să-l prind. E un metis de guțan cu voiajor, cu un ochi roșu foarte pigmentat, foarte inteligent, foarte suspicios. O pus de câteva ori piciorul pe automatică, dar foarte puțin. Și în continuare încerc să-l vâneze. Vedeți cu albastra asta. Cu albastra asta la care zic eu Valenciana, că e o femelă care o prins la el. Deci o femelă care s-o legat de el. De fiecare dată când o scot afară apare și el. Deci e tot timpul aici în zonă. Nu stă tot timpul aici. Încearcă să o tragă după el. O încerca să o bage la mine în pod pe la streașină. Eu îmi doresc chestia asta. Sau să o ducă undeva. Că ea oricum o să vină la apă și la mâncare. Că asta e porumbiță care a crescut domestic, hrănită de mine. Nu o să se ducă pe câmp cu guțanii. Deși poate și zboară și ăsta. Poate că o să se ducă. Dar oricum tot aici vine când o să fie mare foamea. Și, dar degeaba. Degeaba că nici ea nu cedează. Nu se duce, nu se bagă la streașină. El intră la streașină. Așa, pe sub, printre grinzi, pe sub jgheab. Iar rămâne sus pe acoperiș. Și l-așteaptă până iese. El cheamă acolo sub streașină. El cheamă sus, deasupra. Ea mai vine din când în când, mai bate aripa, mai zboară împreună, mai... Na, au fost zile în care am lăsat-o și singură afară toată ziua, ca să se... Acum, astăzi, de exemplu, nu s-au întâlnit, că am fost eu plecat. Dar mâine dimineață, cel mai probabil că pe ea o scot prima. Că cu cât ei se întâlnesc mai mult, cresc șansele mele de a-l prinde, să se lege mai bine perechea, să mi-l aducă ea. Na, dar porumbelul e super smart, na. Deci eu dacă aș sta bine să mă gândesc să zic așa, bă, fac o bombă de împerechere acum, cum îl iau pe el și îl bag cu femeia cea mai gușată care o am, adică cea mai gușată, cu femeia de la Ionuț Cristian, de exemplu, aia care are și ciocul scurt, e din gușată Tierra Tenerife cu femeia gaditano, aia n-are altceva în combinație, două rase de gușați, îi zbăgate, cel puțin în teorie. Că rasele alea de gușați cum s-au format, asta deja e trebunte polemici și nu contează. No, bun. 15 minute. Doamne Dumnezeule. Dacă vă uitați, vă uitați. Dacă nu, v-am pupat oricum, pe toți vorbim.
vorbim și o să vedeți am și live-ul cu comentariile la live-ul lui Moșu, că neapărat să-l fac și pe ăla. Neapărat, neapărat. Și dacă o să vă uitați și la comentariile mele despre clipul lui, probabil că o să vă uitați după aia la clipul lui și o să înțelegeți mai bine comentariile mele. Dar v-am pupat, vorbim. Ciao!